doamna Maria. Eu nu vreau să mai vorbesc nimic. Deci emisiunea asta pentru mine s-a încheiat aici. Stai puțin. Emisiunea asta s-a încheiat aici. Să trecutul și să aici lângă el, să începem de la zero. Eu am înțeles că nu știu ce a făcut asta. Mă bucur pentru voi, nu mă bag între voi, dar eu din momentul ăsta am încheiat cu emisiunea asta. Nu mă mai interesează Liviu nimic. Am spus că se poate foarte ușor să se verifice dacă eu făceam karate sau când m-am apucat, pentru că minte. Nu, Liviu, nu mai contează că minte sau nu minte. Deja în mintea oamenilor s-a băgat ceva, adio. Doar arunci și nu ți asumi. Bă, dragostea te prostește. Ți se poate întâmpla. Dragostea te prostește. Sunt de acord că se poate întâmpla, dar asumă-ți. Da, însă, o mie, ca și am zis că care te prostește. Eu sunt cuplu și persoana respectivă mă înșală cu altcineva. Eu să mă duc să o trag pe păr de aia sau pe nu știu ce, când poate știe, dacă știe altceva, dacă e cu mine. Dar dacă nu știe, și eu a fost o victimă, ca și mine. Ioana, dar după ce te căsătorești, a pus să-ți amintești și să povestești lucrul ăla. Ce te deranjează la mine astăzi? Mă stăm să-ți dai seama. Dacă te țineam de mână, te susțineam maxim. Maria, nu trecut, Marie. Ați citit? Nu. Ce s-a dat pe plasmă? Nu. Ce scrie? Da, totdeauna sunteți absenți. Ce? Aveți 15 minute timp de zi schipe. Atunci lasă-mă să ne iei la 15 minute, ok? Nu vă iau. Vorbiți 15 minute și după aceea concentrați-vă okay. Și voi pe concurs ca să nu mai contrazice, să vă cicăliți, da? Okay. Hai, că nu vreau să citesc. Hai să citesc atunci. Lasă-mă să citesc dacă tot mai din dat-o. E oribil dacă mi-ai dat. Lasă-mă să citesc atunci. Ai vorbit de rău la băieți, da sau nu? Dacă mă întrebi așa ceva, nu vreau să te mai văd. Ce ai zis? Ce atitudine ai față de mine? Ce să înțeleg? Că nu mai contează. Cum poți să crezi? Te-am întrebat ce vrei, să te oprești, da sau nu? Deci nu zici, mai întreb, că ți-e indiferent oricum răspunsul meu. Păi trebuie să știu și eu. Simt că ți-e indiferent. Mai suntem sau nu? Vezi că e reală, nu jucărie. S-a înșelat vreodată? Ce întrebări sunt astea? Nu mă interesează ce a făcut el în trecut, e cu mine, vă puteți ce fie vrei, cu mine. Că mă obosești psihic. Bine, du-te, dacă du-te și calmează-te, liniștește-te. Ce faci? Mă faci să mă simt nu că vreau. Eu vinovată la tot. Nu ești, nu vreau să te obosesc. Tu ai spus aia firmă. Ce aștept să zic eu că ne despărțim sau ce? Nu știu, poate la asta te gândești. Ce vrei? Marie, cam în jos în seara asta. Maria, vă cheamă jos. Nu cobor. Măriuca, mami, nu mai plângeți cu pica mea. Nu cobor, punct. Ce nu mai fac zic, nimic. Nu mai zic nimic. Gata, nu mă mai... Nu mă, că nu vin, nu vin de două. Nu vin, nu vin, nu vin, nu terminați, nu vin. Nu vin. Fac atâta pentru un om ca să ce, să... Nu-i fi nimic bine. Eu vă vorbesc pe ea de rău pe aici la voi, că eu râd de ea. Cu ce ai vorbit, bărfitoși? Nu știu, ce nu mai contează. Nu ai zis niciodată de rău, nu cred că ai zis nu mai contează. Când am zis nu, nu, mi s-o împlut. Mamă, deci hai să... Nu! Gata, punct! Nu-mi bajuc de viața mea. Nu, mi-a ajuns, nu vreau să trăiesc un cir. Pentru mine e prea asta faceți. Am zis gata, e pentru prima dată când zic gata, se termină tot aici pentru mine, punct. Când ți-am spus că te grăbești, nu m-ai ascultat. Pentru mine s-a terminat tot. Eu nu i-am făcut nimic ca să te comport așa. Și din ce ți-am explicat, n-ai înțeles. Să fii fericit. Ok, și tu la cine fel. Vrei tu nu ești destul de bună pentru tine. Și tu la fel, nici eu nu sunt destul de bună pentru tine. Și până gata. Când? Pe viață. Pe viață. Adică voi nu mai sunteți împreună? Nu. Ai zis că ce trebuie să-mi scrii pe foaia mea, la mișto. Nu mă ridic la nivelul tău. Și peste o oră ce faceți? Treceți? Nu există peste nimic. Okay. Adică voi doi nu mai sunteți un cuplu, să înțeleg? Mm. Sigur? Foarte sigur. Ok, am terminat și cu treaba voastră atunci. Știi că s-a terminat? Eu să mă gândesc din moment ce tu îmi spui lucrurile astea. Ce trebuie să te aducă lumea cu forța pe aici și tu te împingi să nu te aducă? Nu mai vreau să aștept. Nu mai are rost. Nu mai am nici ce să discut. Ce nu înțelegi? Nu sunt pentru tine, accept asta și gata, lasă-mă în pace. Du-te, fii fericit, fă ce vrei, lasă-mă. Nu mai are rost să discutăm, punct. Ce nu înțelegi? Vezi de viața ta. Accept despărțire foarte ușor. Ce rost are să spun te iubesc când tu mi-arunci cuvintele alea și eu la fel îți spun nu știu ce. Ce rost are? Ajung să ies pe ușa asta și pur și simplu sunt singură și mai nimeni alături de mine decât tu și o iau de la zero ca să fiu lângă tine. Tu nu ești normal, Liviu, dar tu la lucrurile să te gândești, te gândești numai pentru că ți-am pus eu o întrebare dacă da sau nu. Și când te uiți la mine, te gândești că eu te-aș lăsa vreodată? Dacă tu o faci acum așa afară... Cum să mă mai rămân lângă tine din moment ce tu nu vezi nimic? V-a fost, mă! Decât lucrurile. Tu, mă, nu le văd, văd ce-i pe alea bune. Suntem exact cuplul ăla pe care eu nu vreau așa ceva. Tu nu vezi că mai am energie deloc, că sunt epuizată, că sunt sătulă. Vreau să... Așa cum ai făcut tot circul ăsta ca să nu piști tu de fraier? Nu. Păi eu afară cred că... Puh, mie nu mai mi-e frică că tu ești agresiv cu mine. Mie mi-e frică că eu încep să te bat pe tine. Nu mai ești eu, m-ai făcut să nu mai fiu eu. Cine n-ai bază acum? Iubirea tâmpește maxim. Teatru și iar teatru. E, hai. Păi, se ceartă, se împacă. Dar oamenii se mai ceartă și se mai și împacă. Da.
Maria e de indiferență, el nu mușcă. Iar vine la Liviu. Și chiar tu, ce-ai, Sergiu, nu? Că au primit azi un date la teatru. Da, nu, le s-au luat date-ul respectiv de la hotel, fiind dat din cei din producție, fără să fi câștigat nimic. Li s-au dat doar să meargă afară, să o lămurească pe Maria Liviu cu anumite chestiuni din trecut ce s-a aflat. Și comportamentul lui Liviu a fost unul deranjant pentru cei din staff și i-au luat acel date la hotel. În schimb, i-au dat un altul doar la o cină și atât. Unde? La Teatrul Național. Se facă încă o piesă de teatru. Nu, nu. Știi de ce i s-a luat date-ul? Pentru că n-au vrut să se ducă la concursul ăla de gătit mâncare. Da. Păi spune și... corect despre ce păi e nu, dar și comportamentul lui care l-a avut, pentru că i s-a spus, Liviule, oamenii de afară întreabă despre tot ce se vehiculează despre tine. Spune. Și atitudinea lui a fost, nu mi-am de spus nimic, nu mi-am de comentat nimic, nu mi-am de... Și n-au vrut să participe într-adevăr nici la tasking-ul respectiv. Puteau să-i pedepsească pe ceilalți din cauza lor. N-au făcut-o totuși. Și s-a ajuns la decizia asta. Li s-a ridicat această oportunitate, ca da, să zic și așa, tot din cauza lor. Pentru că n-au răspuns la concursul respectiv, asta ar fi una. Iar al doilea, pentru că el nu vreau, nu fac, nu mă duc. Deci a răspuns. Asta am spus eu. Nefavorabil la toate și atunci a spus poftește-mi în cameră și gata. Maria a rămas jos în living, iar el s-a dus la pătuț. Doamna Paula, acolo, mă rog, ideea este că toată lumea poate are o zi mai proastă, că na, se mai întâmplă astăzi, e și 13. Oh, dar nouă chiar ne merge bine. Mie una în ziua de 13 chiar îmi merge foarte